Ce influență are muzica în viața unui creștin? Are influență mare, dar îmi pare rău, de multe ori, să știți că sunt tineri, asta am constatat și la noi, tineri care, cu toate că, de bună oară apropo, sunt lucruri unde, în general, biserica e mare, peste 1000 de membri majori și plus sute de copii, de tineri, dar chiar dacă nu avem probleme în general și așa, dar totuși izolat, totuși mai sunt probleme. Și mulți vin pentru muzică, le place muzica, muzica are rolul ei și Domnul este, cântările de laudă, dar dacă nu cânt din inimă, dacă eu doar melodia, sunt melodii care sigur, ne provoacă de multe ori, provoacă și firea, dar melodiile care provoacă Duhul la rugăciune, în urma unei cântări, să te rogi, să simți cercetarea, să te pui pe genunchi și să poți să plângi, să-i spui Domnului problemele, aia e cântarea. Dacă e numai melodia, trebuie să fie și textul. Și apoi durerea mare este, sigur, zice, dacă e o jertfă pe care o aduc. Dacă în momentul acela viața mea nu corespunde lăuntru meu cu ceea ce eu, sigur, spun cu buzele mele, gura mea, dacă laud pe Dumnezeu și nu corespunde, Domnul le vede pe toate. Și aia va fi ca un bumerang în dreptul meu, împotriva mea. Deci are un rol, noi nu concepem în biserică, noi stimulăm tinerii și le spunem, veniți la cor, cum o trecut de adolescență să vină la cor. Să intre unul din grupurile pe care le avem, avem vreo 8 grupuri și toate sunt mari în biserică, avem copii, 10 grupe de copii până la 14 ani, 400 și ceva de copii care sunt prinși în aceste grupe, îi stimulăm pe părinți, îi provocăm, nu lăsați copiii să stea deoparte, avem orchestră, îi provocăm, veniți, copiii trebuie să fie prinși în lucrare, prieteniile care le au să fie cu cei din biserică. Aici să leagă prietenii, să încheagă anumite prietenii, foarte important. Dar în același timp, nu pentru muzică trăiesc, muzica iese și ia o lucrare, atât. Dar dincolo de toate, sigur este viața, e trăirea cu Domnul. Ce fac să fie totul pentru slava Lui? Pentru slava Lui. Doresc Domnul să dea lumină tinerilor.